să vă prezint pe marea noastră campioană, gimnastă și o persoană deosebită, Larisa Iordache. Și sper să aflați multe despre activitatea dumneiei și să o luați ca model, pentru că, după părerea mea, după Nadia Comăneci, pe care tot ce o știți, Larisa Iordache este următorul portrapel al gimnasticii românești, la care să vă, cum să spun, să vă pliați și să vă facă să fiți mari campioane. Felicitări! Drept, vă rog, urmează, vă întoarceți, vă rog, cu fața spre steag, un pic la stânga voastră, imnul de stat al Republicii România. N-am uitat că ieri a fost ziua voastră, vă mai spun o dată, toată luna iunie este luna zilei copilului. În continuare vreau să vă prezint pe doamna director de la Direcția Județeană de Sport și Tineret. Doamna Tudor Medina, avem marea plăcere să alăturăm două mari campioane și doamna Medina a fost o atletă de succes, cu multe performanțe, exact ca și campioana Iordache. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc frumos pentru frumoasele cuvinte, pentru frumoasa prezentare. Dar astăzi este despre voi, dragi copii, despre dumneavoastră, dragi părinți, despre dumneavoastră, dragi antrenori. Vă urez un călduros, bine ați venit la Buzău. Vă felicit pentru întreaga activitate, iar pe dumneavoastră, dragi părinți, vă felicit pentru că vă susțineți copiii, ceea ce este normal. Dragi copilași, sunteți minunați. Faceți lucruri nemaipomenite. Gimnastica este un sport foarte frumos. L-am practicat și eu în copilăria mea, dar nu a fost să fie, m-am oprit la atletism. Așa că vă urez mult succes pe mai departe și felicitări pentru ceea ce ați făcut și o să faceți astăzi la Buzău. Felicitări încă o dată! Vă rog un pic de atenție. Copiii care au concurat în seria 1 rămân pe teren. Seria 2, în ordine frumos, intrăm în sala de gimnastică. Atenție! Marș! Da. Înainte, marș! În aplauze!
Mă fac și...